Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru vineri, 30 aprilie. Hai să vedem mesajele cărților de tarot pentru această zi de vineri pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, se pare că iar o să fie o zi importantă pentru că avem aici două arcane majore și o carte care se repetă pe aceeași poziție. Va trebui iarăși în carieră să revizitați niște topicuri cu care v-ați lovit pe data de 21 aprilie. Dar hai să o luăm pe rând. În primul rând, tranzitele astrologice ale zilei. Mercur are astăzi o conversație plăcută de susținere cu Neptun. Va fi o zi foarte pozitivă pentru toți cei care trebuie să prezinte anumite rapoarte, anumite proiecte, pentru toți cei care lucrează în domeniul creativ și vor să obțină susținere sau followeri, pentru toți cei care publică documente, articole în mediul online. O zi foarte bună de asemenea pentru scriitori, pentru autori, pentru toți cei care au nevoie de inspirație divină pentru a se exprima într-un mod creativ. Conjuncția dintre Soare și Uranus de asemenea ne ajută în această direcție. Dar, spre deosebire de sextilul dintre Mercur și Neptun, poate să vină și cu niște evenimente neașteptate, surprinzătoare în viața noastră. Dacă vreți să știți pentru fiecare dintre voi cum vă afectează această conjuncție, puteți să vă uitați în analiza lunii aprilie, în horoscopul pentru zodia voastră, dar în a doua parte a videoului. Acolo am explicat efectiv pentru ascendentul vostru, pentru zodia voastră, cum se aplică această conjuncție, la ce vă puteți aștepta. Linkul îl găsiți aici în colțul din dreapta sus și dacă vreți să ajungeți doar la partea de horoscop, veți găsi în descrierea fiecărui video momentul de timp la care începe această analiză personală. Hai să vedem. Pe partea de dragoste, avem aici arcană majoră, Diavolul, cartea care în tarot ne vorbește despre zodia Capricornului, despre niște decizii pe care trebuie să le luați, pentru că vi se pun în față diverse opțiuni, una mai tentantă decât cealaltă și voi va trebui astăzi să luați decizia. Ce vreți să faceți? Vreți să înșelați? Sau veți fi fideli partenerului sau partenerei voastre? Vreți să petreceți timp cu prietenii sau cu partenerul sau partenera voastră? Vreți să continuați relația sau vreți să o încetați aici? Vreți să vă construiți o viață împreună cu această persoană sau vă vedeți împreună doar pe termen scurt? O grămadă de întrebări care pot să apară astăzi. Și voi va trebui să vă analizați foarte atent structura voastră interioară, nevoile voastre, dorințele voastre, aspirațiile voastre și să luați o decizie. Dar fiți conștienți că, la fel cum voi aveți mai multe opțiuni, cum voi puteți să faceți niște alegeri în viața voastră, la fel și cealaltă persoană are mai multe opțiuni, poate să facă niște alegeri pentru sine însăși. Diavolul nu este neapărat o carte rea. Da, are conotații negative pentru că vine și vă pune în față niște tentații. Vine și vă pune în față exact tot ceea ce credeți sau vă imaginați că v-ați putea dori. Dar în același timp, această carte vă readuce aminte că aveți liberul arbitru. Puteți să luați deciziile pe care voi considerați că sunt corecte pentru voi. Dar avertismentul acestei cărți este că trebuie să vă asumați și responsabilitatea acestor decizii. Trebuie să vă asumați rezultatele acestor decizii pe care le faceți. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți deja într-o relație, aici Diavolul vă îndeamnă să vă analizați foarte atent dorințele, nevoile, aspirațiile, pentru că sub acest aspect de sextil între Mercur și Neptun și conjuncție între Soare și Uranus, singurul sfat pe care pot să vi-l dau este să aveți grijă ce vă doriți, pentru că s-ar putea să vi se și împlinească și de-abia atunci când vi se împlinește dorința
să vă dați seama că ceea ce vă doriți nu este și cel mai bun lucru pentru voi. Așa că aici aveți foarte mare grijă ce vă doriți, fiindcă Universul conspiră pentru a vă îndeplini toate dorințele, fie că sunt benefice sau nu pentru voi. Pe partea de sănătate avem altă arcană majoră, Turnul. Cartea care în tarot ne vorbește despre transformări radicale și nu despre transformări inițiate de noi, ci transformări impuse de circumstanțele exterioare. Și aici, la capitolul de sănătate, din păcate, pentru o parte dintre voi, astăzi s-ar putea să se declanșeze niște alergii. Dintr-o dată o să observați că un aliment care vă făcea plăcere sau pe care l-ați putut consuma toată viața voastră, dintr-o dată vă provoacă niște reacții adverse. Poate vă deranjează la stomac, poate vă apar chiar niște erupții pe piele sau poate chiar mai grav aveți o reacție alergică severă. Aici depinde de la caz la caz pentru fiecare dintre voi. Și sub acest aspect de conjuncție dintre Soare și Uranus, Turnul o să vină cu niște aspecte surprinzătoare pentru voi pe partea de sănătate. Niște lucruri la care nu v-ați aștepta niciodată că vă fac rău, că nu erau sănătoase sau benefice pentru voi, dintr-o dată aflați că nu mai puteți să faceți acele lucruri, nu mai puteți să consumați acele alimente, nu mai puteți să aveți aceste elemente în viața voastră pentru că sunt toxice pentru voi, sunt dăunătoare pentru sănătatea voastră. Ce sunt aceste elemente toxice depinde de la om la om. Pentru unii s-ar putea să fie niște alimente, niște băuturi, fructe, legume, niște lucruri pe care le consumați. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie alergie la animale de companie sau la praf sau poate pur și simplu trebuie să renunțați la niște oameni toxici din viața voastră care nici măcar nu vă dădeați seama, dar vă consumau toată energia vitală și vă băgau în depresie fără ca voi să vă dați seama. Poate trebuie să renunțați la orarul de muncă. Nu mai puteți să lucrați pe ture, va trebui să treceți la un orar normal. Poate trebuie să renunțați la locul de muncă, fiindcă lucrați într-un mediu toxic care vă dăunează sănătății. Orice ar fi, aici se impune să renunțați la ceva. Ce va fi acel ceva, că va fi un lucru mai mare sau mai mic, depinde de situația particulară a fiecăruia dintre voi. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici asul de bâte, care vine cu o idee inovatoare, cu așa un flash de inspirație și de creativitate în viața voastră. Această carte a mai ieșit în această poziție și miercuri, pe 21 aprilie. Prin urmare, iarăși, revizitați niște discuții, idei, proiecte pe care le-ați început pe 21 aprilie, pentru că astăzi acestea o să revină în centru atenției și e bine să fiți pregătiți atunci când aceste discuții sau aceste persoane sau aceste situații revin în atenția voastră. Aici există foarte mult potențial pozitiv, asul de inspirații, asul de bâte, este un as foarte creativ, foarte original, foarte focos, foarte pasional și aceste proiecte sau aceste parteneriate sau joburi, noi responsabilități care pot să apară în viața voastră cu această energie de as de bâte, o să vă facă foarte entuziasmați, o să vă redobândiți entuziasmul față de cariera voastră, față de locul vostru de muncă și efectiv o să fie o plăcere să depuneți acest efort, nu o să mai fie o corvoadă. Pentru că asul de inspirații asta face, vă dă energie, pune paie pe focul vostru creativ și vă ajută să vă redescoperiți acea bucurie copilărească de a face anumite lucruri, acea fericire și împlinire pe care vă aduce cariera voastră atunci când faceți lucruri care pentru voi chiar sunt importante. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol, ca să finalizăm etalarea zilei pe o notă pozitivă. Avem aici
din păcate, două cărți mai negative, dar una foarte, foarte frumoasă, foarte pozitivă. Eu, cumva, nu vreau să spun că anumite cărți sunt negative, pentru că toate cărțile au în ele și un potențial pozitiv și un potențial negativ, dar în același timp trebuie să vă atrag atenția asupra riscurilor, astfel încât să pășiți în ziua următoare cu toate datele problemei, cât mai pregătiți pentru orice poate să vă arunce în față viața. Hai să vedem mesajul zilei de la aceste cărți oracol, este următorul. Îmi place să fiu eu. Nu mă mai judec sau critic. Sunt liber să iubesc ceea ce sunt eu. Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează etalarea zilnică. Țineți minte aceste cuvinte, mai ales atunci când diavolul și turnul o să vă aducă în viața voastră niște lucruri mai dificile, să spunem, mai greu de digerat. Și concentrați-vă aici pe locul vostru de muncă, pentru că de aici o să vină fericirea și împlinirea astăzi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!